copleșit de bucuria coechipierilor săi. Intră Julio Ricardo Cruz, fost jucător al Interului mulți ani. Pe spatele lui Cruz este numărul 74. Este anul în care el s-a născut, dar de asemenea este și anul în care Lazio a câștigat primul său titlu de campioană. 125 de meciuri a jucat Julio Ricardo Cruz la Inter, cu 49 de goluri marcate. Astăzi însă el evoluează în tricoul lui Lazio. Milito pentru Maicon, Maicon mai departe la Vieira, nu mai ajunge mingea la Vieira pentru că a apărut acolo Zarate, face și faza defensivă Zarate în aceste momente. Balotelli obține o tușă. Posesia este vitală pentru Inter în cazul în care echipa lui José Mourinho speră la un rezultat mai bun din această partidă. Nimic din aroganța obișnuită a lui Mourinho nu poate fi găsit în acest moment pe fața antrenorului lui Inter. Nu știu cât de arogant poți să fii în China atunci când privești tot ce e acolo. Cred că se mai topește ceva și din firea lui Mourinho. Vieira. Javier Zanetti. În acest moment Lazio joacă având un singur atacant, Julio Ricardo Cruz. Zarate a coborât și el în linia de mijloc. Îl vedem apărându-se acum în fața lui Vieira. În acea zonă se află Maicon, centrare care aduce mingea la Eto'o. Eto'o în careul lui Lazio. Eto'o ofente în fața lui Lichtsteiner. Eto'o din nou driblează și în fața lui Diakite. Eto'o! În urmă cu 10 ani, Lazio insufla Cupa Cupelor. Pe atunci, Eto'o evolua la Mallorca. În ultima finală a Cupei Cupelor, Lazio bătea pe Mallorca. Acum, din nou, Eto'o trăiește momente de frustrare în fața echipei romane. Acum mulți ani, Lazio i-a furat și un titlu lui Inter. Atunci, întreg stadionul Olimpico din Roma susținea echipa adversă, o premieră pentru un meci de acest gen, pentru un derby. Însă ura față de Juventus era atât de mare încât Interul era văzută ca o echipă salvatoare din acest punct de vedere. Jucătorii nu i-au ascultat pe fani și au câștigat acel meci, împiedicând Interul să cucerească titlul de campioană în Italia. Cam ce s-a întâmplat și la noi atunci cu Craiova și cu FC Național. Când Dinamo a ieșit campioană, Craiova bătând Naționalul, spre nemulțumirea fanilor din Bănie. Iată-l pe Eto'o. Centrarea lui Eto'o bună pentru Balotelli. Atent însă Kolarov și o nouă lovitură de colț. Din acest punct de vedere, Interul domină clar. Multe acțiuni ofensive, multe lovituri de colț, mult mai multe ocazii de poartă, dar Lazio este echipa care a jucat mai pragmatic, a avut și mai multă șansă și are 2-0 în acest moment. Balotelli execută lovitura de colț, respinge Julio Ricardo Cruz, argentinianul în față. Până la urmă, nu! Nici măcar acum mingea nu intră în poarta lui Muslera. Nu este dat parcă Interului să înscrie în această supercupă. Cred că s-a semnalizat și offside. Vedem. Nu știu dacă neapărat un offside, cât această intervenție, da, lui Maicon, cred. Iată, până la urmă, mingea s-a dus pe poarta lui Muslera, dintr-un coechipier al portarului uruguayan. L-am văzut pe central mulțumindu-i pentru semnalizare asistentului, de aceea m-am gândit la un offside, dar poate că i-a semnalizat acea intrare periculoasă la Muslera. Antrenorul Davide Ballardini, aproape de o mare performanță, încă de la primul său meci oficial pe banca lui Lazio. Cruz, întâmpinat de Maicon. Iată un conflict între cei doi foști coechipieri. Am putea specula pe seama faptului că unul este argentinian și unul brazilian. Un conflict ce nu pare a se stinge cu toată intervenția arbitrului. Cruz ținut de chivul la această fază. Dabo. Un șut încercat de Kolarov. Deviat și va fi o nouă lovitură de la colț pentru Lazio. Timpul trece. Interul rămâne cu tot mai puține minute. Tot mai puține minute de speranță. Lazio se apropie de Supercupa pe care și-a dorit-o atât de mult.
în acest început de sezon. Balotelli acolo, scoate însă prost, n-a fost atent Zanetti. Kolarov blocat de Cambiaso, poate fi acum un contraatac pentru Inter. Cambiaso trimite în dreapta, acolo unde este Diego Milito. Milito are spațiu, Milito continuă, Balotelli vine să-l ajute, în centru este Vieira, Balotelli pentru Milito. Milito către nimeni. Matuzalem controlează această minge în fața lui Balotelli. Pressing făcut de cei de la Inter. Diakite aruncă mingea, dar doar până la Vieira. Acum Dabo. Dabo pierde acest balon într-o situație foarte dificilă pentru Lazio și până la urmă gol marcat de Samuel Eto'o. Camerunezul înscrie la primul său meci oficial pentru Inter. Eto'o ține Interul în joc. 2-1 pentru Lazio. Ce execuție a avut jucătorul camerunez. José Mourinho tocmai pregătea ultima schimbare. Suazo la marginea terenului, pregătit și el să intre pe teren. Chiar pe Eto'o am impresia că îl va schimba José Mourinho. Ce greșeală a făcut Dabo. Minge recuperată de Balotelli și apoi finalizare a lui Samuel Eto'o. Al treilea marcator din istoria Barcelonei. Iată, marchează la primul său meci oficial pentru Internaționale Milano. Dacă ne uităm la cariera lui Eto'o și la cea lui Ibrahimović, spunea Mourinho înainte acestui meci, vom vedea, vom înțelege că marea presiune în acest moment este pe Ibrahimović și nu pe Eto'o. Ibrahimović are mai multe de demonstrat pe Camp Nou decât Eto'o în tricoul lui Inter. Nu este nici de cum un jucător pe care să-l incluzi într-un pachet acest Samuel Eto'o. Poate că Barcelona va înțelege acest lucru privind către primul meci al lui Eto'o la Inter. Balotelli pentru același Samuel Eto'o. A intrat și Suazo pe teren. Până la urmă n-a fost în locul lui Eto'o. Vom vedea exact cine a ieșit. Cred că Milito. Interul a bătut cu 2-0 Lazio în sezonul trecut în campionat, însă Mourinho a spus că în ciuda faptului că Interul a câștigat ambele meciuri din campionat cu Lazio, mereu formația interistă a avut de suferit. Iată a treia modificare pe care o face și Davide Ballardini, antrenorul lui Lazio. Cribari va fi trimis în teren. Ștefan Radu așadar nu va apărea în această partidă. Un nou apărător central pentru Lazio în teren. Și iată momentul în care Maicon îl atacă neregulamentar pe Mauri. Însă se pare că în urma acestei intrări nu s-a dictat nimic și Lazio s-a văzut atacată de Inter. Avantaj lăsat de arbitrul Morganti. L-am văzut pe Suazo făcând mișcări de încălzire în centrul careului. Pare a fi foarte bine pregătit. S-a grăbit Mourinho. Scorul presează. 2-1 pentru Lazio. Cu 10 minute rămase din timpul regulamentar. Nou fundaș central așadar pentru Lazio în teren. Lazio încercând să apere acest avantaj minim în acest moment. Interul este însă dezlănțuită și va fi o minge foarte periculoasă în favoarea Interului. Lovitură liberă de la marginea careului lui Lazio. Toată lumea protestează. Interiștii vor penalti. Cei de la Lazio spun că nici măcar faul n-a fost. Vom vedea exact la reluare ce s-a întâmplat acolo. Dar nu a fost faul, care e clar. S-au ținut reciproc. Balotelli și Kolarov s-au luptat pentru această minge. Este un faul făcut până la urmă de Kolarov asupra lui Balotelli, deși și atacantul Interului îl ține de tricou, așa cum spuneai. Să vedem cum scapă, dacă va scăpa Lazio de această fază, ce se anunță foarte periculoasă. Balotelli execută lovitura liberă, însă în zid. În unicul jucător care a stat în fața sa, în micuțul Zarate. Iarăși proteste în mână, spun că ar fi fost acea execuție a lui Balotelli în mâna unui lațial. Jucătorii Interului însă vor trebui să se regrupeze și să fructifice această nouă fază pentru a duce meciul mai departe, poate în prelungiri. Resping prin Diakite cei de la Lazio. Interul rămâne doar cu Cristi Chivu, mai aproape de propria poartă decât de cea lațială. Offside sau hands la Balotelli.
un final teribil de meci aici în Cuibul de Pasăre, la un an după festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice. Pe magnifica arenă din Beijing se joacă o supercupă a Italiei de toată frumusețea.